Ați primit premiul Femeia Anului pentru promovarea dragostei de carte în rândul copiilor. Ce înseamnă acest premiu pentru dumneavoastră? Onoare. O modalitate de a mulțumi eu, în primul rând, părinților care sunt în comunitatea ce le citim copiilor, pentru că sunt acolo căutând valoare. Un mod de a-mi fi mulțumit și mie, societatea și comunitatea, pentru eforturile pe care le-am făcut timp de 3 ani și un pic să cresc această comunitate și să desfășor cu ea atât acțiuni în mediul online, cât și acțiuni reale cu impact major în societate.